Bună ziua, dragilor! Sunt Ana Maria Ivan și în cadrul programului Lecturi din Carantină, săptămâna aceasta am ales să citesc un capitol din Oceanografie de Mircea Eliade. Exerciții spirituale. Scopul acestor câtorva exerciții pe care le public mai jos este, înainte de toate, combaterea și rezistența contra tristeții. Atât timp cât ești întunecat de tristețe, rămâi în afară de viață și deci de înțelegere. Nu există pasiune mai ucigătoare și păcat mai strigător la cer decât tristețea. Împotriva ei, omul tânăr este dator să promoveze toate forțele luminoase și victorioase. Exercițiile spirituale trebuie să înțelese ca niște adevărate eforturi, adevărate fapte de conștiință. Ele aparțin unei tehnici, nu unei filozofii. Lucrurile astea se fac, nu se gândesc. Când spiritul este obosit, deprimat, dornic de vagabondaj, nu vă intimidați, nu cedați. Reveniți la un efort mai aspru, la o concentrare mai continuă. Nici o evanescență spirituală nu rezistă unui ceas de concentrare. Vă veți descoperi atunci mai lucizi, mai calmi, mai pătrunzători. De câte ori vă abate tristețea acestei condiții umane, încercați să vă uitați pe voi înșivă. Încercați să priviți viața ca și cum n-ați exista, dar să nu vă închipuiți viața dintr-un alt punct de vedere. Să nu vă spuneți de pildă, dacă aș fi un vagabond sau un lucrător în mină, ce aș crede despre lume. Acestea sunt puncte personale de vedere și, din orice puncte de vedere personale, izvorăște tristețea. Încercați să vă despersonalizați în imaginație, în proiecția aceea ireală, fantastică, pe care o împliniți cu ajutorul timpului interior, mental. Ca să ne putem ignora, avem nevoie de o puternică imaginație, prin care să cuprindem viața direct, în afară de limitările ei, de valorile și personalizările ei. Oamenii fără imaginație sunt cei mai nefericiți triști. Ei nu se pot uita pe ei, nu pot scăpa de povara limitelor a individualității. Gândiți-vă ce mare balsam și ce lucid instrument de cunoaștere în același timp. E posibilitatea de a contempla trunchiurile tăiate, vagoanele cu piatră, cu sare, cu petrol. Toate aceste materiale pe care un tren le poartă către orașe pentru a încălzi, pentru a construi, pentru a rezista întunericului. Să poți sta în fața unui asemenea tren de marfă și să compari apoi tristețile tale personale cu faptele acestea atât de brute, dar atât de obiective. De nicăieri nu crește mai cumplită tristețea decât din sentimentul timpului, din cuprinderea lumii prin această țesătură a timpului, a devenirii, a trecerii, a morții în viață. Existența ne pare deznădăjduită, mai ales când o privim ca o alergare spre moarte, când înțelegem că fiecare ceas este o mușcătură mai multă în insula aceea incertă care e viața noastră, când simțim cum trece timpul, că chiar cele mai extatice bucurii sunt triste, pentru că sunt trecătoare. Învățați, deci, să ignorați timpul, să nu vă temeți de implicațiile lui, suprimați cu desăvârșire orice urmă de memorie sentimentală, suprimați contemplațiile evanescente, amintirile din copilărie, regretele, toamnele, florile presărate, nostalgiile. Încercați să concepeți viața așa cum e, sub semnul întrebării, sub semnul întâmplării, fără continuitate, mai ales fără punți de trecere care creează sentimente, regrete, fără timpul personal, acea legătură sentimentală pe care o creează individul între diverse evenimente ce se succed. Când treceți de la un lucru la altul, de la o stare de suflet la altă stare de suflet, gândiți-vă că numai întâmplător acele evenimente se succed în trăirea unui singur individ. Nu creați memoria sentimentală, nu păstrați starea de descompunere a unui lucru.
ceea ce numeam mai sus timpul personal. Este tocmai acest interval între întâmplări care ne creează cele mai mari suferințe și a cărei memorie ne dă o contemplație tristă a existenței, căci ne aduce mereu aminte că lucrurile trec, că nimic nu e stabil, că era mai bine înainte. Învățați să concepeți o altă eternitate decât eternitatea timpului. Și atunci trecerile și schimbările nu mai dor. Atunci numai întâmplarea contează. Dragilor, închei cu același îndemn, cu răbdare, mergem înainte.